Voiam să fac un review de parfum astăzi, voiam să stau în sufragerie, să-mi pun luminile ca tot omul, dar nu. Pentru că astăzi mergem la lavandă. Eu încă nu m-am trezit, adică o să mai ia vreo 3 ore și chiar mă lăudam ieri că, deci nici acum 24 de ore, că eu am mai renunțat la cofeină, că n-am nevoie de ea. Ei bine, am. Și așa că o să te iau cu mine întâi la cafea și apoi o să mergem într-un lan de lavandă să-ți povestesc despre un parfum care, știu, asta te va surprinde, nu are lavandă. Mă, deloc, nici urmă, nu știe cum arată săracul lavanda, dar e un parfum ok despre care intenționam să vorbesc astăzi, așa că să mergem la cafea. Mai întreabă unor lumea de ce îmi trebuie atât de multe parfumuri și voi ilustra acest punct de vedere cu de ce îmi trebuie parfumurile cu această cutie de Espresso Monster. După cum îți spuneam mai devreme, veneam la boiler să-mi iau o cafea, pentru că e cafea bună, și la benzinărie am văzut acest Espresso Monster. Sunt 3 shoturi de espresso și cu niște lapte, probabil niște alte lucruri pe care nu le vreau neapărat, dar nu despre asta e vorba, e vorba că a trebuit să-l am. E așa și cu parfumurile. Nu trebuie neapărat, dar statea parfumuri pe care pur și simplu vreau să le am. De ce? Pentru că vreau. Pur și simplu. Îmi plac parfumurile. Cum aparent îmi place și Monster, acum Espresso. Și un fel de avertisment, dacă dintr-o dată vezi că nu mai postezi nimic pe YouTube, TikTok, nicăieri, să știi că cel mai probabil mi se trage de la cafea, pentru că fiind un om foarte moderat și echilibrat, după ce mi-am cumpărat un cappuccino de la boiler, am simțit că îmi trebuie de drum și un lemonade cold brew, cred că beau aici. Și știu că asta poate părea un sacrilegiu pentru unii oameni, că în esență eu cafea amestecată cu limonadă, dar pentru mine are sens, doar că are și multă cafeină. Așa că dacă la un moment dat vezi o pauză foarte mare pe YouTube, să știi că se trage de la cafea și poate mă recuperez. Și acum să mergem la lavandă. M-am gândit că dacă am vorbit de lan de lavandă, ar fi de bun simț să și arăt despre ce vorba și să spun unde este. E cam la 2 ore de București, o oră și ceva, în județul Prahova și este, știu că te va surprinde asta, efectiv un lan cu lavandă, multă lavandă. Deci în cazul în care îți dorești să-ți faci poze în lavandă sau lucruri de genul ăsta, ăsta e locul, doar că e de spus că cred că ăsta e ultimul weekend din acest an și va trebui să aștepți până anul viitor să faci asta. De asemenea, undeva în depărtare, mai exact acolo, acolo în zona aceea, e o poartă japoneză cu un leagăn și toată lumea se pozează. Iar eu, în mod sigur, nu voi face asta, nu? N-am să mă duc să mă pozez la poarta japoneză cu leagăn, că na, cum să fac eu asta? Da, nu, mă duc acolo fără nicio legătură, doar mă duc acolo. Și iată că am ajuns și în lanul de lavandă, unde lumina este exact cum așteptam, perfectă, și eu nu arăt deloc ca un raton, decât cercurile astea negre din jurul ochilor ajută. Pe de altă parte, ratonul e probabil animalul meu preferat de companie, dacă ar fi să am unul, așa că arăt ca propriul meu animal de companie. Da, am băut multă cafea și de asta spun lucruri de genul ăsta. Dar în cele din urmă eram aici să vorbim despre un parfum și parfumul ăsta este Givenchy Gentleman Cologne, lansat în 2019 și care arată ca toate celelalte parfumuri din gama Gentleman, adică exact așa, fără capace magnetice, fără lucruri inutile, pur și simplu mi se pare că arată bine, dar lucru foarte important ar fi, evident, pulverizatorul. Care e chiar ok și probabil anticipez să apară o legătură între parfum și lavandă, dar nu, pur și simplu era planificat astăzi să venim în lanul de lavandă, suntem în lanul de lavandă și eu chiar vreau să fac un review acestui parfum pentru că îmi place extrem de mult. Și pur și simplu m-am gândit că schimbarea de fundal ar putea să fie binevenită. Nu știu cât de bine se vede lavanda în spate, dar e multă. Și de asemenea, parfumul ăsta nu are
pic de lavandă în el. În schimb, se deschide cu bergamotă, lămâie și rozmarin, în inimă are iris, iar la bază vetiver și mosc. Și la fel ca în toată gama Gentleman de la Givenchy, irisul joacă un rol foarte important. Practic, tot parfumul este despre nota de iris, dusă, dacă pot spune asta, la extrem, dar într-un mod cât se poate de bun. Avertismentul ăsta îl fac tot timpul când vorbesc despre parfumuri cu iris, dar multă lume percepe nota asta ca pe mirosul acela de cosmetice, de femeie, pudră, lucruri de genul ăsta. Deci trebuie să fii atent când îți iei un parfum cu iris, dacă ai o problemă cu asta. Mie mi se pare un miros foarte reușit și din motivul ăsta pot să spun că de acum că recomand parfumul, îmi place extrem de mult mirosul și în general mirosul ăsta pudrat de iris nu te-ai aștepta să se potrivească foarte bine într-o zi toridă, cum e acum, cred că de asemenea sunt toate gradele și pe măsură ce facem acest video eu o să transpir, dar vezi tu imediat. Ideea ar fi că e făcut prin supradoza de citrice din deschidere, adică combinația de lămâie și bergamotă, să fie foarte accesibil și purtabil în perioada asta. E un parfum lejer de vară, dar e un parfum elegant de vară. Nu sunt foarte multe variante elegante pe care ai putea să le porți toată ziua. Mi se pare că e genul de parfum care se potrivește perfect cu un tricou polo alb sau cu o cămașă de in. E genul de parfum pe care să-l iei lejer la o petrecere în aer liber în perioada asta sau o petrecere la piscină atunci când vrei să fii un pic mai elegant și nu ai vrea să porți neapărat un parfum acvatic sau marin sau un citric clasic. Pentru că aici, deși există citricele, sunt folosite doar pentru a echilibra extrem de bine irisul și îl face foarte suportabil în vreme caldă, dar nu e un moment în care să zici, wow, simt bogățime de citrice, wow, pot să simt o adevărată lămâie aici sau bergamota, e super bine reprezentat. Nu, toate sunt făcute pentru a-i da un vibe răcoritor. Poți să te gândești la Gentleman Cologne ca la o variantă mai relaxată și mai aerisită a originalului Gentleman. Este elegant, da, în mod sigur, numai că îl poți purta la fel de bine în foarte multe situații care nu necesită cele mai elegante ținute. Îl poți purta inclusiv la o ținută casual, poate puțin mai atent, adică nu e genul de parfum pe care l-aș asocia unui short, dar mai mult decât atât la un tricou cu jeans sau o cămașă cu jeans, cred că funcționează foarte bine. Și mi se pare că nu am reușit să-ți descriu suficient de bine cât poate fi de elegant parfumul ăsta dacă vrei să-l duci în direcția asta, dar dacă ai urmărit filmul Marele Gatsby și ți-aduce aminte de momentul în care el o invită pe Daisy la el acasă și arată toate cămășile pe care le are din Europa, toate și le aruncă și e camera plină de haine elegante care tot cad așa de sus. Ei bine, în mintea mea, toată camera aia miroase fix a Gentleman Cologne. Ăsta e parfumul care cred că i s-ar potrivi într-o zi călduroasă, marelui Gatsby. Dar revin puțin cu treaba asta și îți spun că nu se potrivește doar unui om care se îmbracă în general foarte elegant, doar că e foarte ușor să-l asociezi genului ăsta de ținută, dar poți să-l porți și la lucruri mai legere, în variante mai legere. Ce vreau să spun? Na, am folosit foarte multe cuvinte ca să explic de fapt un singur lucru, și anume că din punct de vedere al mirosului, parfumul ăsta e absolut fantastic în vreme caldă și cel puțin zona de designer vine cu o propunere aproape unică de miros și faptul că notele se echilibrează atât de bine, permițându-i să fie ușor de utilizat în multe situații, mi se pare fantastic. Adică e genul de parfum pe care ai putea foarte ușor să ți-l adaugi în colecție și vei găsi în mod sigur în vreme caldă o întrebuințare. Eleganța asta este întrepătrunsă cu un miros de curățenie. Gândește-te la haine proaspăt spălate, foarte irisite și cel mai probabil albe. Într-o locație exotică, când miros parfumul pe lângă scena din Marele Gatsby, dacă vrei, mă gândesc așa la o, cred că văd o scenă într-o reclamă în care se întinde un cearșaf alb așa și razele soarelui trec pe acolo. E genul ăsta de senzație, e curat și elegant. E o senzație foarte plăcută și, repet, parfumul ăsta cred eu că își merită banii, mai ales că nu e foarte scump, adică pe toată sticla asta pe care am luat-o acum ceva timp de pe Sole, am dat cam 200 de lei. Mai mult decât atât, mirosul ăsta, care este destul de neobișnuit în sensul foarte bun, de fapt, hai să-mi spun neobișnuit cât original, în afara liniei Gentleman, îți va aduce destul de multe complimente. Nu e foarte gălăgios, dar se simte bine pe la jumătate de metru. Un metru timp de oră, oră și jumătate, poate chiar înspre două ore. E adevărat că după două ore se apropie destul de mult de piele și rămâne un miros așa foarte aproape de tine. Dar în continuare, când oamenii stau aproape, pot să-l simtă destul de bine sau la fel când adie vântul, se simt notele sale plăcute. Din păcate însă sunt foarte puține lucruri pe lumea asta care sunt doar bune și trebuie să apară și o parte negativă. Iar la parfumul ăsta, partea negativă vine exact în ceea ce privește performanțele, cel puțin pentru mine. Astfel că pe pielea mea,
pe ceas. Persistența lui este de 4 ore. De când îl am, niciodată nu l-am simțit mai departe de 4 ore, poate 4 ore și un sfert, dar cam asta e plaja lui. 4 ore de miros cu o proiecție bună în prima oră, o oră jumătate, poate 2 ore în funcție de condiții. Pe măsură ce se încălzește foarte mult afară, deși pot să porți parfumul, se evaporă și mai repede și timpul ăsta tinde să scadă. Dar în mod normal te cam poți aștepta la 4 ore, ceea ce nu este fantastic. Dacă în schimb poți să-l privești ca pe un parfum lejer de vară, 4 ore e aproape ok. Adică punând în balanță mirosul, care e mega plăcut, prețul, care este accesibil, și performanța relativ scăzută, poți să trăiești cu el. Dacă te întrebi unde ai putea să-l porți, e bine, în vreme caldă, zic eu asta, însemnând vară, de când încep să fie undeva pe la 18 până la 30 de grade. Parfumul ăsta se cam potrivește oricând. Sigur, nu l-aș purta la plajă și nu știu dacă ar fi neapărat opțiunea mea să-l port atunci când mă duc să fac niște cumpărături din Mega, cumpărături banale. Dacă vreau să mă simt fancy, da, ăsta ar fi parfum. Dar altfel, în momentul în care ieși din casă cu un scop care să fie să te vezi cu prietenii sau să te duci la vreun eveniment sau la vreo întâlnire, parfumul ăsta e perfect. Ar putea să fie bun și pentru birou, dar persistență de 4 ore, ceea ce înseamnă că dacă nu lucrezi foarte puțin și îți petreci foarte puțin timp acolo, cam trebuie să-l reaplici. Deci ar trebui să ți sticla asta cu tine, lucru pe care nu știu dacă ți-l dorești neapărat. Ca o concluzie, aș spune că dacă n-ar fi existat performanțele scăzute, și simt nevoia să subliniez că așa se manifestă la mine. Poate pe tine parfumul se va comporta foarte bine. Nu știu, nu am putut să compar cu felul în care se comportă la alți oameni. Pe mine pur și simplu nu este extraordinar. Și dacă n-ar fi avut problema asta la mine, cred că era un parfum, probabil că ar fi fost cel mai bun parfum al meu de vară din zona de design. Așa că zic eu că măcar ar merita o șansă. Nu neapărat să-l cumperi, dacă ai ocazia, măcar încearcă-l să vezi dacă îți place mirosul și dacă te poți obișnui cu persistența ceva mai scăzută. Și cu asta se încheie review-ul meu pentru Givenchy Gentleman Cologne. Dacă ai și tu parfumul, mă întreb cum ți se pare. De asemenea, cum se comportă la tine? Are persistență mai bună? Are proiecție mai bună? Dacă nu, recomandăm un alt parfum tot pentru vreme caldă care îți place extrem de mult. Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor. De gentleman. În schimb, se deschide. Gândește la Jiva. Eleganța asta este întreprătuns.